Războiul care mi-a salvat viața, de Kimberly Brabaker Bradley. Capitolul 14. Peste câteva zile, profesoara care fusese cu noi în tren a trecut pe acasă pe la domnișoara Smith ca să ne anunțe că începea școala. Satul nu avea o clădire goală destul de mare doar pentru copiii evacuați, așa că și noi urma să învățăm la aceeași școală. Elevii din sat urmau să facă ore cu profesorul lor obișnuiți de la ora 8 și până la prânz, iar evacuații făceau lecții cu profesorii evacuați de la 1 la 5 după amiază. Profesoara i-a explicat domnișoarei Smith ce mai trebuia pentru școală. Ne vedem luni după amiază, i-a spus ea lui Jamie când s-a ridicat să plece. Stăteam toți patru în camera mare a domnișoarei Smith pe canapeaua și pe fotoliile violet și moi. Domnișoara Smith făcuse ceai. I-a zâmbit întrebător profesoarei și a zis: trebuie să vină și Ada, desigur. Eu nu știu cum arătam, dar Jamie și profesoara au rămas cu gura căscată. Gura profesoarei s-a închis prima. Ada nu-i pe lista noastră, a zis ea. V-am spus atunci când v-a dat adresa mamei ei. Numai pe Jamie îl avem în evidență. Ada n-are voie să iasă afară din casă, a zis Jamie. Prostii, am zis eu furioasă. Asta s-a întâmplat doar la Londra, știi și tu. Dar nu te duci la școală, a zis Jamie. Nu fusesem niciodată, nici nu mă gândisem să mă duc. Dar de ce nu? Puteam merge până acolo cu cârjele, nu era așa departe. Domnișoara Smith a spus că lista nu conta. Era limpede că listele nu erau corecte și în plus o mulțime de copii se întorseseră deja la Londra. Trebuiau să aibă loc și pentru mine. Loc avem, a zis rar profesoara, dar credeți că ar fi potrivit? S-a ridicat și a luat o carte de pe un raft de al domnișoarei Smith. Poftim, a zis ea și mi-a întins-o deschisă, citește puțin de aici. M-am uitat la pagină. Rândurile îmi dansau în fața ochilor într-un fel de ceață. Am ridicat privirea. Profesoara a dat din cap. Domnișoara Smith a venit și m-a luat de după umeri. Am încercat să scap de ea, dar nu s-a lăsat. Vedeți? A zis blând profesoara. Fata nu este educabilă. Nu știam ce însemna educabil. Nu știam dacă eram educabilă sau nu. Pur și simplu n-a fost învățată, a zis domnișoara Smith. Nu-i proastă deloc. Merită o șansă. Profesoara a clătinat din cap. N-ar fi corect față de ceilalți copii. Ușa s-a închis cu un țăcănit slab în urma ei. Domnișoara Smith m-a apucat de umeri. Nu plânge, a zis. Nu plânge, profesoara n-are dreptate. Eu știu că poți să înveți. Nu plânge. De ce să fi plâns? Eu nu plângeam niciodată. Dar când m-am eliberat din strânsarea domnișoarei Smith, au început să-mi curgă lacrimi. De ce plângeam? Voiam să lovesc ceva, să sparg ceva, să urlu. Voiam să plec în galop cu un tișor și să nu mă mai opresc niciodată. Voiam să fug, dar nu puteam fugi cu piciorul meu răsucit și hidos și groaznic. Mi-am îngropat fața într-una dintre pernele ornamentale de pe canapea și nu m-am mai putut abține. Am izbucnit în hohote. Mă săturasem. Obosisem să fiu singură. Domnișoara Smith s-a așezat lângă mine pe canapea. Mi-a pus mâna pe spate. Eu m-am scuturat. Nu-ți face griji, a zis ea, de parcă chiar ar fi păsat de mine. Se înșală. O să găsim o altă cale. Eu știu că nu ești proastă, a continuat ea. Oamenii proști nu pot avea grijă de frații lor așa cum ai tu grijă de al tău. Oamenii proști nu sunt nici pe jumătate la fel de curajoși ca tine, nici pe jumătate la fel de puternici. Proastă, înapoiată, educabilă, grijulie, numai cuvinte. Mă săturasem de atâtea cuvinte fără sens. În seara aceea, după ce am făcut baie, domnișoara Smith a venit în ușa camerei noastre înainte să adormim. A șovăit o vreme. V-am cumpărat ceva, a zis ea. Asta a fost cartea mea preferată, când eram copil. Tata obișnuia să-mi citească înainte de culcare. M-am gândit să încep și eu să vă citesc. Am întors capul și m-am uitat în altă parte. Din nou cuvinte. De ce, domnișoară? A întrebat Jamie. Aș vrea să nu mai spuneți, domnișoară, a zis ea, trăgându-și fotolul mai aproape de partea lui Jamie, de pat. Mă cheamă Susan. Așa ar trebui să-mi spuneți. Vă citesc pentru că cred că o să vă placă. De ce ne-ar plăcea? A întrebat Jamie. Domnișoara Smith n-a răspuns. Cartea asta se numește Un Robinson Elvețian, a zis ea. Ascultați! Și a dres glasul și a început. Multe zile am fost în bătaia valurilor. De 6 ori întunericul a coborât asupra unei priveliști sălbatice și înspăimântătoare. Mi-am îngropat capul mai adânc în pernă. Vocea ei monotonă semăna cu bâzâitul unei muște în fața unui geam. Am adormit. A doua zi dimineață, însă, acele prime cuvinte din carte mi-au stăruit în minte până când n-am mai putut suporta. Domnișoară, am zis la micul dejun, ce înseamnă în bătaia valurilor?
Domnișoara Smith m-a privit peste cana de ceai. Înseamnă să fii prins de furtună. Bate vântul, plouă și fulgeră, iar dacă ești într-o barcă pe mare, valurile te izbesc din toate părțile. Ești mereu aruncat dintr-o parte în alta din cauza furtunii. M-am uitat la Jamie. Ăștia suntem noi, am zis. Mereu aruncați dintr-o parte în alta. Suntem în bătaia valurilor. El a încuvințat din cap. M-am întors din nou spre domnișoara Smith. Ce înseamnă educabil? Ea și-a adresat vocea. În stare să fii educat, a zis. În stare să înveți. Tu ești cât se poate de în stare să înveți, Ada. Ești educabilă. Eu știu că ești. Profesoara aceea se înșală. Un avion a vâjit pe deasupra noastră. Jamie a sărit în picioare. Cu aerodromul în preajmă auzeam și vedeam avioane tot timpul, dar Jamie nu se sătura niciodată să le urmărească. M-am ridicat și eu să ies afară. Ada, a zis domnișoara Smith, dacă vrei din dimineața asta încep să te învăț să citești. M-am îndepărtat. Nu mulțumesc, am zis politicos așa cum mă învățase. Vreau să ies să mă uit la avioane. Ea a clătinat din cap. Neadevărat. Vreau să vorbesc cu un tișor. Domnișoara Smith s-a plecat spre mine. Ești perfect capabilă să înveți. Nu trebuie să pleci urechea la oameni care nu te cunosc. Bazează-te pe ce știi tu, pe tine. Tot ce știam eu, învățasem uitându-mă pe geam. Nu știam nimic. Cuvintele pe care le folosea ea, capabil, în voia valurilor, chiar și cuvinte mai simple, marea. Ce era marea? Vapoarele veneau pe Tamisa. Era marea același lucru cu fluviul? Nu știam nimic. Absolut nimic. Vreau să văd calul, am zis. Ea a oftat. Fă cum crezi, a zis și s-a îndepărtat. Găsisem o perie în magazie și l-am frecat pe un tișor cu ea pe toată pielea. Mi-am dat seama că îi plăcea. E bine, nu-i așa? L-am întrebat. Te scapă de mâncărimi. Nici pe mine nu mă mai mânca pielea ca înainte. Soluția cea puturoasă încurățase crustele aspre de pe piele și capul meu se simțea mai bine când domnișoara Smith împeria părul în fiecare dimineață. Mi-l împletea într-o singură coadă, lăsată pe spate, așa că stătea adunat și ferit de vânt, iar seara nu mai era la fel de încălcit. Mă peria așa cum îl peream eu pe un tișor, ceea ce mi se părea ciudat, oricum m-aș fi gândit. Uite, a strigat Jamie arătând spre cer, altul. A luat-o la goană peste pășune, vrând să vadă avionul mai bine. În spinare la un tișor, am dat ocol de două ori pășunii înainte să mă arunce. La prânz, domnișoara Smith a spus că voia să-l conducă pe Jamie la școală, în prima zi. E în regulă dacă rămâi singură, Ada? M-a întrebat ea. Poți veni cu noi dacă vrei. Am clătinat din cap. N-aveam de gând să mă apropii de școală. Asta s-a dovedit până la urmă un noroc. Imediat ce domnișoara Smith a plecat împreună cu Jamie, m-am cucuțat în spatele lui un tișor și eram acolo când calul acela ciudat a sărit pe pajeștea noastră.